Bine, m-a regăsit prieten la emisiunea de amiază. Am zis că ar trebui să să povestim un pic despre populism versus nebuniile care se întâmplă în estul României, dar nebunii care deja mișcă destule, destule piese pe, pe tabla asta de șah. De fapt, nu este un șah, e un, numai cu nebunii se joacă șahul ăsta dacă ne uităm spre Est. Da, de ce e important să vorbim despre, despre, partidele din România și când fac rău și când fac bine? Și aici aș vrea să fac o precizare. Atunci când vorbești despre PSD, AUR, PNL, UDMR, USR sau cine mai este în guvern, indiferent care, da, sau în Parlament, pe mine nu mă interesează să meste cumva în ciorba asta a urii. Da, pentru că destul de la rețele sociale până la ce vrei tu, discursuri politice, totul este cu onorabile excepții în mod evident, este cumva condimentat cu ura asta cu partipriul în care la final cineva musai să tragă un pumn în gura aluilalt. Și atunci vreau să spun așa, atunci când vorbesc despre politică, vorbesc doar ca să putem evalua mai bine. Nu e așa spectaculos, e adevărat. Nu-i cu, cu dat poale peste cap, nu-i cu aruncat cu mere stricate sau cu o stricate în capul ăla. Da, dar mi se pare corect să vorbim despre asta. Am pus în titlu PSD și aur, da? umăr la urmă cu populismul, da? populismul ăsta care ar trebui să ne dea foarte tare de gândit, nu doar pentru că suntem în, în, în oala asta internă numită România, ci pentru că suntem într-un complex. Da? de interdependențe, vorbim de NATO, vorbim de Uniunea Europeană și va trebui să facem față odată cu ele provocărilor. M-am uitat la, și v-am spus ieri, de uh, Tudose care cerea uh, demisia Ministrului Energiei că au crescut prețurile la energie. Și am spus atunci, au crescut prețurile în toată lumea. Problema la noi este că noi nu am făcut investiții. Noi suntem nepregătiți. În Uniunea Europeană încep să scadă prețurile. La noi încă urcă, pentru că noi nu ne-am făcut treburile, ne-am pus în companii de stat numai neamuri, numai tot felul de amantlâcuri și acum compania de stat, da, și statul deține 80% din tot ce înseamnă producător uh, uh, de energie în România, se vede pus în imposibilitatea de a-și da afară tot felul de neaveniți. Plus de aia, nu uitați de legea lui Dragnea, care a făcut praf, legea offshore, investițiile pentru gazul din Marea Neagră. Dar vine Tudose și spune, domnule, Jos cu ăștia, jos cu ministrul ăsta. După aia iese ministru și spune, domnule, se întâmplă asta pentru că ANR a arătat furnizorilor, unor furnizori, care-i portița prin care poți cumpi cât vor ei. Hopa! Păi la ANR, dacă ne gândim bine, este un domn, Țuțăr s-a numit Ardeal, al PSD-ului, fratele baronului de Old, Stănescu. Nu l-am văzut la televizor deloc. Ați observat că nu apare la televizor? Apare numai domnul Beghei, vicepreședintele ANR, ăla stănesc cu tractoristul, să acolo, sau ce-o fi agricultorul, poate foarte competent în agricultură. Atenție, nu este un, de, un, un proces de intenție, dar nu are ce căuta la ANR. Da? Iar faza aia, și o mai repet, și o repet, și o repet până o băgăm în cap. Domnule, l-am pus la ANR pe 10-12.000 de euro pe lună pentru că nu o mai prins prin, loc de deputat. Ok, toți cei care n-ați prin, prins loc de deputat, mergeți la partide să vă pună pe salarii de 10-12.000 de euro pe lună. Bun. Și ce să vezi, sare și aurul astăzi. Domne, jos cu ministrul energiei. Bine, aurul nu are niciun argument decât populismul ăsta, frica, nu cumva să piardă coada de cometă, da? pe care a pornit-o PSD-ul. Pentru că ei sunt obișnuiți să meargă umăr la umăr. Eu cred că încet, încet și aurul are analiști, nu răi, care spun așa, băi, vedeți că vă bateți pe același, pe același electorat. Mai mult sau mai puțin. Mai vine și Dragnea cu nebunile lui patriotarde. O să mai vină încă 2-3 care vor merge de la, de la euroscepticism până la roexit. Păi acolo vii electoratul vostru, care este un fel de, de margine, un fel de periferie uh, a electoratului PSD. Și atunci, de aici începe, dacă vrei, concurența în discursuri care mai de care mai uh, uh, nebunește. Și aici ei beneficiază, trist beneficiu, da? de degringolada din PNL, că nici nu mai știi care e PNL-ul. PNL-ul câțu, pnl ciucă, pnl orban. Adică, asta se vede, uitați-vă la. Uh, concursul pentru ministrul digitalizării. Tabăra Câțu susține unul. Tabăra Ciucă susține unul. Are și orba oamenii din interior care susțin pe altul. Adică este iarăși un concurs al ă, centrilor de putere. Ăsta este PNL-ul astăzi. Total inadecvat, total neinspirat. Pe de altă parte mă duc la USR. USR care vine și spune Cioloș recunoaște, dar domnule, este o lipsă de, de motivație extraordinară, cumva trebuie să, să facem. Nu știu ce. Dar aici ar trebui totuși să se pună la oaltă cei din USR și să... real politic ar trebui să facă. Domnule Cioloș, ați fost premier. N-ați putut să faceți mai mult, ați fost premier, restul era în, în josul dumneavoastră, era numai partid. Totuși ar trebui să faceți un pas în spate sau să creșteți pe cineva acum și după aia să faceți pasul în spate. Despre Barna să mai aude când și când, în paralel să o spun, impresia publică este că a făcut pasul în spate pentru alte probleme decât cele din politică, da vezi pierderea președinției USR-ului și începe să piardă din credibilitate. Același USR care are până acum, este partidul cu oameni care au uh, doctorate pe bune, au facultăți pe bune, au cariere profesionale de excepție, da? Doar că lipsa asta de comunicare te omoară. Nu știu cine, Moșteanu, uh, Zeidler, uh, Drulă. Uh, încerca să găsiți un om care să poată să vorbească cu toți oamenii. Da? Bun, în toată de gringolada asta ne uităm un pic către Rusia. Ați văzut că sunt negocierile astea, așa numitele negocieri, sunt discuții. Doamne ferește să fie negocieri, că au mai fost și n-a fost bine pentru noi, da? Între NATO și Rusia. Eu l-am auzit pe Cristian Diaconescu, la un moment dat eram împreună la B1 TV, amândoi prin Skype, când a spus niște lucruri destul de triste. Apoi l-am văzut la Digi24, abia putea povesti. Și când l-a întrebat moderatorul, domnule, dar sunteți necăjit? Chiar la final a oftat și a zis, bine nu o să fie. Și Cristian de acolo la B1, a zis o chestie ex... uf, uf, foarte. În ceea ce privește frontul de Est, Polonia, țările baltice, NATO a spus foarte clar într-un document: va acționa ferm și imediat. În ceea ce privește frontul de Sud, cum ar veni România și Bulgaria, va acționa corespunzător. Corespunzătorul ăsta este un fel de, de nu știu cum se. Un fel, un fel de invenție semantică, una care a trebuit să ne dea niște tremolouri. În termeni diplomatici, destul de greu. Între timp, Rusia are niște ambiții destul de, de puternice. Domnule, să reveniți la, la ce ați fost înainte, fără țările astea noi, în NATO. Adică fără România, fără Polonia, fără țările baltice, fără, 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 fără. Să fiți voi nato ăla care erați înainte de 2007, de 2000, nu știu cât, etc. Adică noi să nu fim acolo. Foarte, foarte dură, foarte dure afirmațiile. În același timp NATO vine și spune, da, prin vocea Secretarului General ajunct, da, vorbim de Mircea Joana, că vă place, că nu vă place, că ne place, că nu ne place, este, are acea funcție uh, uh, spre care trebuie să ne uităm atunci când atunci când evaluează, dar zice niciodată n-a mai fost atât de complicată situația cu Rusia. Hopa! În ultimii 30 de ani. Păi înseamnă că avem o problemă. Pe de altă parte, îmi trimite Gabriel Ursescu din Suedia. Zice ia uite ce se întâmplă la noi. Deja se forțează strântoarea da, cu Danemarca de nave rusești. Și Ziarele de acolo nu stau nici cu vulpița, nu stau nici cu nu știu ce scandaluri, ci pur și simplu, pe prima pagină, pun asta ca să poată evalua oamenii. Da? Ce vedeți în fotografie este un avion de vânătoare gripen, da? Suedez, și o navă rusească, da? Care forțează strâmtoarea. Astea sunt niște lucruri care ar trebui să ne dea foarte mult de gândite. În 32 de ani, dacă am pierdut ceva, să știți că n-am pierdut bani. Ăia se fac repede. Ok, domnule, am pierdut niște bani, las că fac la loc. Da? N-am pierdut, nu știu, macarale rând în soare. Am pierdut timp istoric. Și timpul istoric, atunci când îl pierzi, nu e o chestie de -a așa pe care nu o poți cuantifica. O cuantifici. Știți în ce se traduce? În incapacitatea de a evalua corect prezentul. Incapacitatea de a, dacă vrei, preleva probe din viitor vorbim de geopolitică, vorbim de o mulțime de lucruri care astăzi ni se par foarte ciudate. Ne-am obișnuit să vrem doar spectacol. Cu cât urăși mai mult, cu atât ești mai spectaculos. Dacă iubește să ai o iubire de aia de, de Bollywood, așa, cu gesturi largi, cu dansuri, pentru că dacă acolo sunt faine, da, este specificul lor, la noi suplinesc lipsa unui lexic adecvat. Da, Uitați-vă la nu și o să vedeți. Cum, cum omul gestionează tot timpul, pentru că uh, cuvintele ies ca semințele, adică sunt cuvinte, este lexic, dar zero semantică. Bun. Uh, de ce sunt importante discuțiile astea? Vine criza energiei peste noi. Este o parte a, uh, a crizei globale care vine peste noi și o parte consistentă a incapacității de a ne face lecțiile timp de 32 de ani. N-am investit, am luat profiturile și le-am dat în pomeni, în loc să le băgăm în, în noi capacități de producție, etc. etc. Da? Am văzut stilul în care se discută despre scumpirea energiei. În loc să se meargă la cauze, în loc să se meargă la soluții, se merge numai la prezentul foarte ranchiunos, foarte, foarte, așa, din, 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 din colonul politicii. Adică se caută tot timpul spectacolul. Eu m-am uitat și i-am propus lui, lui Cristi Bordei, senatorul, care este în comisia aia care anchetează nebunia asta cu prețurile, i-am propus o serie de emisiuni. Ieri am făcut acel material prin care am înregistrat astăzi la dat de dimineață, prin care să explice câte ceva, da? să înțelegem și după aia l-am rugat să vină, uite, hai și explicăm cum este făcut prețul. Pentru că noi auzim, domnule, produce cu un leu și vinde cu zece. Și aici, inclusiv eu, am căzut atâtica în capcana asta. Și atunci e preferabil să, să înțelegem mecanismele. Da? De ce? Ca să nu cădem pradă populismului, pentru că de la populismul ăsta, jos cu nu știu care ministru, da? Ajungem la populismul, Europa ne face colonie, care încă nu este sistematizat, tipul ăsta de populism. Dar el se va sistematiza pe măsură ce sărăcia va crește. Și dintr-un dintr populism de Facebook, de YouTube, de discursuri al șoșoacă în fața 20 de oameni, se ajunge la un, la un fel de ideologie, care începe să se cimenteze. În momentul în care se cimentează, formează masa aia critică, da? pe care este foarte greu să o întorci. Pentru că prosperitatea nu se face așa într-o jumătate de generație. Până la urmă despre asta este vorba. Ura nu aduce niciodată prosperitate. N-a adus niciodată în istorie și nici nu o să aducă. O să aducă sânge, războaie, suferințe, etc. Da? Nu o să aducă nici educație. Nu o să aducă nicio evaluare corectă. Și dacă vreți într-adevăr să, să, înțelegem și mai bine lucrurile astea, ne uităm la ce zicem noi despre cei bogați din Occident. Domnule, s-a îmbogățit, uite, în generații familia aia. Da, stră străbunicul lor a început o afacere și au mers prin muncă și prin oboseală și au ajuns acum la Uite ce prosperitate. În același timp, mulți dintre ai noștri concetățeni cauționează aproape cu admirație când unul se descurcă așa cu afaceri cu statul și în 2-3 ani ajunge milionar. Băi, la asta trebuie să renunțăm. Da? Nu putem cere responsabilitatea lor de sus dacă noi nu facem apel la propria responsabilitate. Sună cumva așa, știu, de pe altă lume, dar eu mi-asum chestia asta. Sunt multe de zis, sunt multe de făcut. Dacă suntem deștepți, le facem, nu doar le zicem. În rest, să aveți sănătate, toată lumea.